De ce uităm? Aristotel spunea că memoria este scribul sufletului. De fapt, informațiile se scriu pe creier, nu pe suflet, dar unele amintiri ne sunt atât de speciale încât parcă ne rămân în inimă. Totuși, de ce uităm? Amintiri, situații, chiar oameni, evenimente, cifre, sume, date, ca acum și pernele sunt cu memorie. Un prim factor ar fi, evident, îmbătrânirea. Odată cu trecerea timpului, amintirile noastre își cam pierd din culoare. Imaginează-ți informațiile din cortexul tău ca pe un scris pe nisip. Cu fiecare val al mării care ajunge pe țărm, scrisul devine tot mai puțin vizibil și într-un final dispare. Cam așa este și cu memoria noastră. Nisipul este rețeaua de celule ale creierului nostru care formează o memorie, iar valorile trecerea timpului. Ce nu accesăm se pierde odată cu trecerea timpului. Un alt factor sunt interferențele. Dacă în preajma unei anumite amintiri se întâmplă lucruri foarte asemănătoare sau chiar identice, dar și cu alte variabile, memoria respectivă va interfera cu situațiile familiare și se va pierde în timp. Practic se face un fel de ghiveci cu celelalte amintiri și nu mai știi care cum. De asemenea, uiți ceea ce nu te interesează. Știi cum arată o monedă de 50 de bani, nu-i așa? Dar îți amintești pe verso ce apare? Probabil că nu. De ce? Pentru că nu te interesează. E irelevant acest aspect pentru tine. Important e să știi cum să diferențiezi moneda de 50 de bani de celelalte monede. La fel și cu memoria. Uiți ceea ce nu este important pentru tine. Grijă cu ziua de naștere a iubitei. Și apoi uiți pentru că ar mai și trebui să uiți. Cum ar fi să ții minte toate jignirile, toate situațiile intimidante sau rușinoase pe care le-ai trăit și să le mai și duci cu tine până la finalul vieții? Sunt unii care chiar practică acest sport extrem și sunt foarte nefericiți. Reciproca este la fel de adevărată. Cum ar fi să fii mereu nostalgic și să te gândești la trecut, ce vremuri, cum am fost, ce bani am avut, cum arătam și acum... Adică să trăiești numai în trecut și să nu te mai poți bucura de prezent. Mare atenție însă, amintirile neplăcute nu trebuie reprimate, căci vor reapărea în momente diverse, când te aștepți mai puțin. Ele trebuie rezolvate și îngropate odată pentru totdeauna, nu ascunse sub preș. Și acum ceva mai interesant, de ce nu uităm anumite lucruri? Creierul nostru apelează la anumite trucuri pentru a face față volumului mare de informații care vin spre noi și amintirea acestora. De aceea a creat categoriile, stereotipurile, prejudecățile. Reținem informații astfel despre o anumită categorie, un popor, o clasă de legume, o profesie, un gen. Iar atunci când ne întâlnim cu o persoană care aparține acestei categorii, nu ne mai chinuim să memorăm lucruri despre el. Îl etichetăm direct prin prisma ceea ce știm deja despre categoria din care face parte. Același proces are loc și atunci când stereotipurile intră în acțiune. Exemplul banal este cel al unei femei care vrea să învețe să conducă o mașină. Este în școala de șoferi și mulți vor apela la stereotipul de gen și vor spune că femeia nu prea știe să conducă sau, cel puțin, nu conduce o mașină la fel de bine ca un bărbat. Acum ceva despre cum să-ți îmbunătățești memoria de scurtă durată. Mănâncă brocoli și spanac și cât mai puține grăsimi. Fii mai selectiv cu ce informații alegi să citești sau să consumi de gata. Reduc gradual din timpul petrecut pe site-uri care te inundă cu informații greu de calificat. Facebook, YouTube, Twitter, bloguri și alte asemenea site-uri. Organizează informații astfel încât să-ți fie mult mai ușor să o parcurgi. Creează foldere, mail-uri arhivate, contacte organizate, orice informație poate fi clasificată și ordonată. Și nu uita! Uita ce am să zic. Săptămânal publicăm astfel de videouri. Dacă ți-a plăcut acest clip și vrei să fii la curent cu cele care vor apărea în viitor, abonează-te la canalul nostru de YouTube aici. În plus, lasă-mi un comentariu cu o întrebare la care cauți răspuns și încă nu l-ai găsit. Poate-l găsim noi.